Irinel columbianu a fost foarte emoționat să-și strângă fica în brațe după șase ani, deși și-a pierdut întreaga avere, iar de când s-a mutat la azilul de bătrâni, se descurcă destul de greu din punct de vedere financiar, fostul milionar și-a dorit să-și întâmpine fiica așa cum se cuvine, fapt pentru care nu s-a uitat la bani, și i-a cumpărat acesteia, un buchet de flori superb. Cu ochii în lacrimi, Irinel Columbianul și-a așteptat fiica la aeroport, iar întâlnirea celor doi a fost una extrem de emoționantă. Atunci când și-a văzut tatăl, Irina a alergat în brațele lui, iar cei doi au petrecut momente bune îmbrățișați. De asemenea, adolescenta a fost impresionată de buchetul de flori primit și s-a arătat cât se poate de bucuroasă să-și vadă tatăl. După întâlnirea emoționantă de la aeroport, cei doi s-au urcat în mașină și au plecat din capitală. Se pare că Irina va sta în România o săptămână, iar tot acest timp îl va petrece alături de tatăl său, în Cluj.